Premierul Natalia Gavrilița susține că nu a inclus în declarația de avere casa în care locuiește pe motiv că nu îi aparține, dar este a părinților. Despre asta, premierul a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate. Gavrilița a menționat însă că nu a depus declarația de venit ca premier, iar când o va face, va specifica acest element. Я живу у родителей. Я не написала дом на родителей. Я живу у родителей. Родители построили этот дом еще 20 лет назад. И когда я приехала из Лондона, мне было важно, чтобы мой ребенок рос возле дедушки с бабушкой. În cadrul aceleiași emisiuni, Natalia Gavrilița a spus că legislația nu reglementează astfel de situații în care funcționarul este obligat să declare imobilul în care locuiește dacă acesta nu îi aparține. Еще декларацию как премьер-министр не делала, и принимая во внимание вот этот скандал, я обязательно там сделаю примечание, но, о месте жительства. Но сейчас в законодательстве не прописана вот такая ситуация, и поэтому я даже не подумала вот о, просто у нас все привыкли, что... Totuși, legea prevede expres că această obligativitate există. Astfel, funcționarul trebuie să declare bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv. Recent, jurnaliștii de la Ziarul de Gard au scos la iveală faptul că Natalia Gavrilița locuiește într-o casă cu două niveluri din centrul capitalei, fapt care nu a fost indicat în declarațiile de avere. Conform informațiilor din aceste declarații, Natalia Gavrilița și soțul său dețin în proprietate un apartament de 52 de metri pătrați, cumpărat în 1997, care valorează 275.000 de lei. Soții Gavrilița mai declară un automobil Lexus, fabricat în 2009, procurat în 2014 cu 17.000 de euro și un automobil Subaru, la fel din 2009, cumpărat în 2018 cu 3,5.000 de euro. Potrivit Ziarului de Garde, familia Gavrilița păstrează în trei conturi bancare aproximativ 370.000 de lei.